Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. De 15 ani, România scapă de controversatul MCV, mecanismul de cooperare și verificare prin care țara noastră era verificată, mă rog, mai degrabă puterea, ca să zic așa, da, nu? Era verificată periodic de Comisia Europeană dacă își îndeplinește angajamentele privind reforma sistemului judiciar și combaterea corupției. Comisia a adoptat acum ultimul raport MCV, a anunțat că monitorizarea României în cadrul acestui mecanism nu va continua, însă ea va continua în cadrul așa numitului ciclu anual privind statul de drept. L-am sunat pe politologul Cristian Pârvulescu pentru descifrarea acestui anunț. Bună dimineața, domnule profesor! Bună dimineața! Care este valoarea încheierii mecanismului de cooperare și verificare? Adică, gata, de acum suntem necorupți și reformați între ale justiției? Nu, ne-am îndeplinit toate punctele pe care le-am negociat cu Comisia Europeană de aici, graba adoptării legii. Pentru că n-am mai s-a așteptat avizul Comisiei de la Veneția, pentru că acest calendar era deja cunoscut. Este un pariu făcut de președinte și de primul ministru că vor reuși în acest an să depășească problema MCV, care va fi eliminat, și acest element ar putea conta. Ar putea conta, nu este decisiv în ceea ce privește extinderea spațiului Schengen. Pentru că dacă există un reproș pe care multe state l-au făcut și îl fac în ceea ce privește statul de drept și corupția în România, e bine, marea problemă care era în subsidiar și care, după declarația ministrului de interne austriac, apare foarte clar, declarațiile de săptămâna trecută ne aducem aminte, este problema migrației. Ori MCV nu avea nicio legătură cu migrația. Când ministrul de interne austriac spune este un mecanism care nu funcționează, nu se referă la corupția din România, ci la faptul că Schengen înseamnă dispariția controlelor la frontieră, deci migranții pot mult mai ușor să ajungă în statele dezvoltate și Austria este un stat în care aceștia pot ajunge. Iată problemele, dar vorbesc de mecanismul care înlocuiește MCV-ul. El funcționează deja în Uniunea Europeană. România, de fapt, rămăsese singura care mai avea MCV, pentru că Bulgaria, care fusese, din punct de vedere formal, mult mai corect, nu mai avea MCV-ul de 2 ani. Și este o reparație care s-a făcut România. Dar noul mecanism va fi mai slab decât MCV-ul, în sensul că în urma vizitelor anuale și a monitorizării, Comisia va prezenta un raport pe toate cele 27 state membre, prezintă în fiecare lună iunie, și de acolo rezultă niște recomandări. Nu există acest mecanism, unii comentatori în România au spus că este legat de sancțiuni privind fondurile europene, nu este în mod automat legat de sancțiuni, dar dacă raportul constată că n-au fost îndeplinite recomandări și mai rău că situația a degenerat, Comisia poate lua decizii privind fondurile sprijinite de Parlamentul European, evident. Cine apare în raportul ăsta anual acum? Ungaria, Polonia? Adică cine primește diverse mențiuni? Toate statele au recomandări. Am făcut o vizită pe statul de drept săptămâna trecută în Slovenia și au primit recomandări legate de reformarea justiției, de salarizarea judecătorilor și așa mai departe, dar nu toate răspund la fel. Deci, de la Franța, Suedia, până la Polonia și Ungaria, toate statele au recomandări. În unele state, situația este mai gravă decât în altele, iar Ungaria și Polonia, nu întâmplător le-am citat, sunt între codașe, pentru că refuză să pună în aplicare recomandările Comisiei, considerând că este un atentat împotriva suveranității naționale. Pe de altă parte, Ungaria suportă consecințele din plin și Polonia, pentru că PNRR-ul în aceste țări nu a ajuns, iar situația economică în Ungaria s-a deteriorat extraordinar. Victor Orban acuză din nou Comisia Europeană că distruge economia maghiară. Pe de altă parte, MCV-ul a fost mult demonizat în România, mai ales de unele politicieni. Da, de politicieni, de unele mass media, dar în esență totuși era un mecanism care proteja societatea românească, nu? În fața abuzurilor Absolut. Unora dintre cercurile Absolut. Politice.
Eu o să-i simt lipsa în ceea ce mă privește, dar mi se pare absolut nedrept ca Bulgaria, care a făcut eforturi formale, dar care nu a reformat aproape nimic, să nu mai aibă acest mecanism și România să-l aibă. Acum va depinde de cât de energică va fi Comisia în susținerea noului mecanism. Deja a fost un progres de la primul an 2021 la al doilea, 2022, în sensul că au apărut recomandări foarte clare care sunt transmise statelor, dar cum vă spuneam, nu mai este același mecanism, în sensul că dacă statele vor să coopereze, vor coopera și vor face toate eforturile, dacă nu, vor încerca să reziste și mă aștept ca în România, având în vedere ce s-a întâmplat, mai ales între 2017 și 2019, să nu se aplice întotdeauna aceste recomandări, să fie privite ca un abuz al Comisiei, să vedem un discurs anti-european care se dezvoltă în momentul în care politicienii se vor simți într-o oarecare măsură atați de justiție, pentru că nu e așa. Politicienii cred că votul le dă un fel de imunitate. Și încă o dată, cum poate răspunde Comisia în fața ignorării recomandărilor pe care le face prin acest mecanism? Comisia poate constata că statele membre nu au ținut cont de recomandări și poate să intervină asupra fondurilor. Nu este un mecanism automat, dar poate să intervină asupra finanțărilor, pentru că condițiile politice și juridice ale existenței Uniunii Europene au fost afectate. Deci poate face acest lucru, dar e mult mai greu. Ceea ce, cât de dificil a fost în cazul Ungariei. Până la urmă, Comisia a avut nevoie de un punct de vedere al Curții Europene de Justiție care să spună că are dreptul să înceteze plăți față de Ungaria, pentru că altfel Ungaria a contestat cu vehemență politicile Comisiei în ceea ce privește limitarea fondurilor și în momentul de față, cum vă spuneam, PNRR-ul Ungariei a fost aprobat. Mulțumesc foarte mult, a fost în direct în Deșteptarea politologul Cristian Pârvulescu. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.